studiază intensiv limba engleză și participă la examene Cambridge, învață să utilizeze calculatorul, să își dezvolte abilitățile și talentele și participă la activități extracurriculare variate. Grădinița, școala primară și școala gimnazială FEC funcționează în 4 locații din oraș, dotate cu laboratoare de calculatoare, săli de sport, săli de mese, spații de joacă în aer liber. Spațiile noastre dispun de sisteme de supraveghere video online, iar la cerere se asigură și transport școlar cu microbuzele instituției. Temele se efectuează sub îndrumarea cadrelor didactice în programul After School. Grădinițele și școlile FEG sunt deschise și pe timpul vacanțelor școlare. Vă așteptăm! Sănătatea pe primul loc, servicii medicale complete la Recomedis. Vă întâmpinăm cu programe personalizate, adecvate nevoilor dumneavoastră. Analize medicale în numeroase specialități, medicina și psihologia muncii, recuperare medicală și balneofizioterapie, întreținere corporală. Vă întâmpinăm cu programe personalizate, adecvate nevoilor dumneavoastră. Recomedis. Pune sănătatea pe primul loc. Ai simțit că îți lipsește ceva și te-ai întrebat când îl vei primi? El se atinge, el se răsfoiește, el se citește. Săptămâna lui Ieșeanul apare vinerea în ediție tipărită. Vizitează-ne și online pe www.ieșeanul.com. Viața e într-o continuă schimbare, într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Văleuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile Telenia și Regional. Cuprinde-mă în brațe, în toate îmbrățișările. Au fost trecute pe celălalt mal. Umărul meu drept se topește în umărul tău stâng, ascunzându-ne moartea într-o oglindă. Imaginea rupe din noi, ca din pâinea proaspătă dată în sare. Filmul nedevelopat ne păstrează imaginea.
anticipate. Nu știu toată lumea, cred că am suferit cea mai drastică înfrângere în rând a alegeri prezidențiale din 1990 până în prezent. Seara, stimați telespectatori. A mai trecut o săptămână de iarnă frumoasă. Spun meteorologii, minus 18 grade, gernă plasnic. Am să discutăm despre nivelul de trai al românului de rând. Așa cum spuneam, în medie, toate sunt în regulă. Suntem undeva mai în partea de jos, dar